la subiectul pe alt sentința judecătorească. Și nefiind trei oferte conforme, trebuie să reluăm licitația. Asta este situația, dar nu putem relua vreo și tarifă. Ce scriu că ai tu de sarcini? Ce tarife pun pentru licitație? Și de aceea decizia de e foarte importantă și pentru a stabili condițiile noii licitații, care, repet, a fost anulată, datorită faptului că nu au fost trei oferte conforme cerute de lege. Nu avem cum să substituim și să mergem în altă parte, pentru că ne-ar fi validat orice altă instanță de judecată, am respectat ceea ce ne-a spus de data asta instanța de judecată. Pentru că știți că inițial a fost o dispută între viziunea ANSC-ului și viziunea CNSC-ului. Și instanța de judecată a tranșat într-o direcție. Și respectăm acea decizie instanței de judecată, de a avea cel puțin trei oferte conforme.